La 10 luni de la cutremurul care a pus un oraș la pământ, or, o româncă și un italian și-au unit destinele în ruine. Pentru o zi, emoția și speranța și-au făcut loc în mijlocul deznădejdii și al peisajului dezolant din Amatrice. Ana este însărcinată și își va aduce pe lume copilul în orașul pe care este hotărâtă să nu îl părăsească. E comparsi de la del matrimoniu. Tineri îndrăgostiți și mai emoționați ca niciodată, Ana și Daniel și-au promis credință într-o cameră mică, abia renovată, ce ține loc de primărie. La 10 luni de la cutremurul care a pus la pământ întreaga localitate, ei au decis să se căsătorească și să locuiască în Amatrice. Un mesaj de speranță în mijlocul unui oraș distrus. Emozione grandissima e condivisa poi con tante persone che, che con noi hanno diciamo, condiviso questa avventura dal 24 agosto e siamo felicissimi di averlo fatto qui e siamo felicissimi di, di averlo fatto anche con Sergio. Emozionata, Mirasa non ha potuto vorbiasca in faccia a în Camerelor. Feliciria i secceste, innsamo a în privire. Ana l-a cunoscut pe Daniel, localnic în micul oraș din centrul Italiei, cu patru ani în urmă. El este măcelar. Ea a venit din România și s-a angajat ca bucătar. Mai emoționat decât Miri a fost însă primarul. Este prima nuntă oficiată în oraș de la dezastrul din august. Suntem sempre stati qui da Madrice, lei lavora qui, io lavoro qui e rimaremo qui. Va bene, ve ne potete andare perché già mi sono commosso troppo edilul le-a dăruit mirilor două perechi de ghete, simbol al atașamentului de comună. După cutremurul din vara lui 2016, care a ucis aproape 300 de oameni, Ana și Daniel au refuzat să părăsească orașul în care s-au cunoscut. Nici măcar o noapte nu au plecat din amatrice. Aici sunt hotărât să-și crească și copilul care va veni pe lume în câteva luni.